Bun, sotă și neva, am regăsit la un nou episod din Unturned. Am găsit mâncare, afară viscolește, totul minunat. Bine, afară în realitate, nu în joc. 25 octombrie și viscolește cu fulgi de zăpadă, incredibil, nu? Incredibil, dar adevărat. Cel puțin aici în București așa e. Bun. Credibil, cred că se va așterne asta zăpadă, cred. Cum am zis eu, până la episodul ăsta am filmat episoadele unul după altul. Astea sunt foarte bune. Cred că sunt cele mai tari pentru defensivă. Aia nu trebuie acum. Să văd, clot, bandaje. Oh, blood bag. Perfect. Multe lucruri bune. Bun, hai să văd. Ce pot să iau de aici? La blood bag-ul. Nu, lasă. Să mă mai bag cu niște zombie și dacă mi se întâmplă să mi se mai ia din viață, cred că o să-l iau. De exemplu cu ăsta. Băi. Așa. A, sau pot să fac altfel, da. Desigur. Blood bag-ul, am luat antibioticele aia care le aveam în bază. Niciun zombie, e bine. Deci pe ăsta îl dropăm. Ne vom lua așa antibioticele odată. De fapt, schimb locul ăstora cu locul la asta, da. Se blocase puțin, nu știu de ce. Bun, așa, odată. Ma astea. Și asta, nu știu, am început acum să am lag, nu știu. Gata, cred că s-a rezolvat. Se omoră și pe ăștia, să mai face rost de puncte. Și am descoperit chiar aici în apropiarea corturilor cele fructele roșii, cele care le poți mânca. Alea albastră te fac să vezi totul ca și când ai fi drogat. Hai să ne întoarcem la bază, să ne continuăm construcția casei. Poate mai găsim tu fișuri de alea. Cum e ăsta? Dar aici parcă sunt alea albastre, nu? Da, uite. Blueberries. Uite, orașul foarte aproape de noi, uite, două tufișuri. Uite, de alea roșii, perfect. Așa, nu am spațiu. Da. Nu pot renunța la nimic de aici. De la bățul ăsta, că pot să iau mai multe. Altă dată. Așa, odată. Ia și potolesc și setea, ia și foamea puțin ea. Foamea 10%, e destul de bine 10%. Și setea 10%, e destul de bine. Decât nimic. Uite, albastre. Așa mai căutăm. Doamne, ce viscolește afară. Deci, deja se vede ca și când ar fi iarnă. Și pe blocuri și case deja s-a așternut zăpada. Da. O nebunie. Deci, îmi știam că o să ningas, pentru că ieri era foarte frig. Era frig chiar ca iarna. Și afară era senzația de iarnă. Era frig. Îți dădeai seama. De un preș. Hello. Da. Se vede cea, preș, hello, intri în casă și până un zombie îți dă una în cap. Ce chestii ar fi. Un magnum, încă un magnum. Înainte mă plângeam că nu găsesc magnumuri, acum găsesc prea multe. Deja am 2 și cu ăla aș avut 3 și nu am loc în inventar și
am auzit un zombie. Unde-i zombiul? Unde e? Care e aici? Stai, sticlă cu apă, stai, vin zombie aici? No. Iau decât o sticlă. Să zicem. Oricum pe survival mi-am pus toate skillurile. Așa. Și-am făcut loc pentru mâncare. Ne trebuie mâncare acum. Asta mâncare? A, de aici am fost aici. De acolo am venit. De aici am venit, what? De aici. Pizza. Riba. Uite. Uite încă un potato seed. Ah, nu, carrot. Da. O să-l plantez și probabil vin înapoi să mai iau. Nu știu, da. Pe aici haine. Cam plantat mai devreme. După ce am închis, am venit, am luat un tomato seed și l-am plantat. Am avut și un fertilizator, cred că așa se pronunță. L-am pus și va crescut imediat roșii, am mâncat-o și mi-a dat 10% sau nu, 20% parcă. Și a fost bine. Uite și mașina, galbenă ca întotdeauna. Ia, unde-i sămânța? Greutate 0,02 kg. LOL, a început să visculească mai tare afară. E, pe voi probabil că nu mă interesează. Probabil că voi, pe voi nu vă interesează, pe mine mă interesează. Foarte frumos. Să ningă. Pe la începutul toamnei, octombrie. La mijlocul toamnei ninge, da. Ce chestie. 20 octombrie ninge. Incredibil. Sunt doar că ninge. Chiar viscolește. Rău. Spre deosebire de anii trecuți când prin București de Crăciun nu era zăpadă. Și stăteam așa fără zăpadă. Deși de obicei așa a fost, ningea o dată, de două ori, de trei ori și pe urmă nu mai ningea, nu mai era așternută zăpada și era un Crăciun fără zăpadă. M-am văzut pistolul, dar n-am ce să fac cu el. Am găsit și gloanțe de shotgun. Hai să mai căutăm mâncare. A, uite, am găsit mâncare, dar nu mai am energie. Asta, uite-l aici jos. Da. O să fac așa? Nu. Am făcut altceva ce nu trebuia. Și acum dacă vine un zombie, eu nu-l mai văd. Da, nu vine nimeni. Hai să vin și aici, am cu un pistol, înainte nu găseam deloc arme, acum găsesc prea multe. Cu una de asta. O să luăm când ne întoarcem, să vin acum dacă mai găsim mâncare. Deci dacă găsim o mâncăm pe loc. Uite, chipsuri, sau, da, chipsuri de cartofi. Echip. Bun. E bine. Mai să luăm astea, să ne întoarcem la bază și să vedem ce mai putem construi pe acolo. De, și un morcov. Aș înțela ceva să iau morcov, dar lasă. Am și potato-ul sau morcovul ăla care crește lângă casă, ceea ce e bine. Respond.
pe ce mai pot să-mi pun skill-uri de alea. Niciodată n-am avut atâtea skill-uri și niciodată n-am jucat Anturn atât de bine. E aici mă bucur că am avut ocazia să filmez astea și să le pun pe YouTube. Bine, acum când filmez e bine că nu sunt încă puse pe YouTube. După ce termin. Ia. Casa. Ce aveam pe aici? Cu gardurile astea, vreau să văd. Garduri sau ce? Aș vrea să le pun așa pe lângă casă. O să văd eu. Ia uite, pot și să le mișc. Sau așa. Ta-ta-ra-ra-pam. Da. O să văd ce să fac cu ele. Acum o să-l pun pe Sanchez. Așa. M-am 4 și 2 spike-uri. Și să văd. Asta e o chestie foarte bună. Barbere Wire, sau cum se pronunța, e foarte bună. Am umătoată cu ea vreo 8 zombie, unul după altul, care veni să-i ia. E foarte bună. Face seara acum. Să vedem, trebuie să-mi pun și acoperiș. Cred că se pune topul de alea care se pune pe jos. Dar acum... Unde trebuie un topor? Unde mi-e toporul? De că nu-l mai văd. Jos, uite-l. Firex, da. Ferix. Topor de zâne. Ferix.
fețe, cred că sunt mai multe și pe partea cealaltă, nu? Doar 3 locuri, nu trebuie. Hai la cupa cu asta. Da, pe lângă. Gata. Și am luat un băț, am luat 2 bețe și cu asta 3. Iar. O, încă unul, 4. M-am 7-8 bețe, nu? Iar. 7, hai să le craftăm ceva. Și mi-a mai rămas unul. Mă duc să mai tai un copac de păsă de aici, că e aproape. De fapt, chiar e mai bine că am făcut mai multe
chestii de alea, cum se numesc, wooden frame, wooden frame. Facem unul de ăsta, mă. Ăsta l-aș arunca. La lasă. Nu l-am pus? A, ba da. Wooden frame, unde e mai sus, cum stă la cu pilonul în mână. Ăsta, mi-am mai pus unul de ăsta jos, dar nu l-am pus cum trebuie și l-am distrus, a fost destul de greu. Nu-i zombie mai ușor să-l distrugă decât mi-a fost mie. Ia. Fie și echilibrat. Cam așa. Gata, hai că l-am pus bine data asta. Ia, că mai am două pilonuri. Pilon. Cum sună? Pilon. Unul aici. Pot să pun și aici? Sper că nu. Nu, e bine. Unul aici. Și aici să ne facem pereți. Pereți, pereți, fără ferestre, fără nimic. Și aici. Și de aici o să văd cum să continui și pe aici. Până când o să blocheze drumul, da? Bun, păi gata, a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Bye, bye!